la locurile până la oprirea completă a motoarelor și a lucrurilor. Statele Unite? Poftiți. Dumneavoastră tot din Statele Unite? Nu, din Brazilia. Certificatul. Care certificat? Galben de vaccinări. Poftim. Bine, dar vaccinurile dumneavoastră sunt expirate. Mă rog, febra galbenă e valabilă 10 ani, dar poftim variola ca să nu mai vorbesc de holeră. Cum ați intrat în Statele Unite? Păi... Ar trebui să vă rețin în carantină. Asta ar mai lipsi. O să vă ținem sub urmărire. Cum vă numiți? Munteanu. Petre Munteanu. Unde lucrați? La agenția comercială din Rio. De Janeiro. Unde locuiți, în București? Nu știu. Asta e bună, dar trebuie să ne dați o adresă. Noi nu ne jucăm cu viața. La fratele meu, strada Rosini, 14, sectorul 6. Gioachino. Poftim? Gioachino Rosini, numărul 14. Da. Băi, ca o boule, așa se conduce! Vedeți? Nebun, ăștia nu mor acasă. E, colegi. Amator, domnule, să moriu. E ca aș avea o putere la joacă a metri la tuf. Mai facem și economie de benzină. Unde vă duc? Câte ceas? 11.22. Câtă diferență? 7 ore. New York. Uh-huh. Ați taximul din țară? Cam mult, 4 ani. Aoleu, sper că știți cât costă taximul. Am exact 100 lei, o vezi? De atât mă duci. $114. Fii bun și dă-mi bagajele jos. Vin imediat cu banii. O clipă. Să trăiți, dumneavoastră? Atuarșul director. Care director? Munteanu. Sunteți invitat? De unde veniți? Din America. Dumneavoastră faceți bășcălie și noi aici avem răspundere. Ce am eu să fac bășcălie cu dumneata? Sunt fratele lui. Și ce are a face asta cu America? Are, n-are, vreau să ajung la fratele meu și repede. Da, un moment, să întrebăm. Știți, la un director general... Vă rog. Vă rog. Și amioara întreabă. Da. A spus să poftiți sus. Etajul 1, camera 1, să trăiți și iertați. Nu-i nimic. Bună ziua. Bună ziua. Eu sunt... Știu. Vă rog să luați loc 2 minute. De ce nu e aici? Ba da, dar vorbește pe direct. Bine, dar am o... E ceva urgent. O chestiune... Vă rog să luați loc. Vă rog! Este cel mai mare rău pe care puteți să mi-l faceți. Nu pot să vă las. Vă rog să mă înțelegeți. Nu i-a spus că am venit? Ba da. Vă rog să așteptați o clipă. Bine. Ascultă, puterea armată. Da. Ce? N-ai 115 lei? De unde să am eu 115 lei? Păi îmi dai tu 115 lei și domnul care s-a dus sus ți-i dă ție.
Eu nu mai pierd vremea, iar bacșișul e al tău. Să mor eu. Ai înțeles? Nu. Uite, nu mai vorbește. O clipă, vă rog. Mă sună dânsul. Dacă intru acum, ce se întâmplă? Mă sancționează. O zi din lafă, credeți că e puțin? Dacă mă trimite la Ciorogârlă. Ce la Ciorogârlă? Unitate de-a noastră, 2 ore cu tramvaiul. Credeți că e puțin? Nu. Nu sună. N-am făcut rost de bani, niște țigări te aranjează? De-asta, cogeac, unul ajunge. Nu, 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 te rog, ține 2 și-ți mulțumesc mult. Eu vă mulțumesc, să mor eu. Tipul, te rog, și ai grijă puțin de bagajele astea, eu mă duc sus. Știți, eu afară nu răspund să trăiți. Dacă vreți, vi le păzesc mai bine înăuntru. Nu, lăsați, lăsați că vi le iau eu. Să ne dea o dezlegare, nu putem continua proiectul. Vă înțeleg. Eu vă notez aici, tovarășul vă programează și... Mai mult? A sunat? Vă rog să luați loc o clipă. E cu cineva? Văd că nu mai vorbește. Nu. Atunci ce face? Lucrează. Îi explic în 5 minute tot și luăm o decizie. Mai mult nu pot face. La revedere. Plecați? Da. Și ce îi spun tovarășului? Nimic. Și eu ce fac? Până mă programează, stagnăm tot atelierul. Fumezi? Fumez, dar în post nu. În post nu am voie. Uite un pachet. Ah, cogeac! Să nu spui la nimeni că am lăsat bagajele aici. Trec eu mai târziu să le iau. La nimeni să trăiți. Aici eu sunt stăpân. Bine. Să trăiți. Petre! Tovarășe director. Unde? A plecat. E un buclu cu mașina de a luat fraged. Vă explic în 5 minute tot. 5 minute, 5 minute. Dacă fiecare vrea câte 5 minute, te înscrii la... și te programăm, nu e spus? Da. Păi... Unde e? Cine? Fratele? Da. A plecat să trăiți, abia că ce a ieșit. Unde a plecat? Nu știu. Plecă și nu zise nimic. Fumez în post. Fratele dumneavoastră m-a servit. Doriți și dumneavoastră unul? Așa, suma pe care o aveți de ridicat e destul de mare. Și chiar dacă n-ar fi, bani tot nu am. Trebuie să vă programez în bancă. Probabil doriți și bani de concediu. Da. Apropo, cât concediu aveți? O lună. Aș vrea să-mi ridic toți banii deodată. Bine, să vă notăm. Și dacă aveți noroc, mâine îi puteți ridica. Bine, trec mâine pe aici să văd dacă am noroc. Mulțumesc. Sănătate bună. Sunteți ardelean? Auzi, cât costă troleibuzul? Sunteți pe plat? Succes! Salut!
Te interesează? Ah. Pe costă. Nor. Mai e vreun cogeac? Dori ceva de băut? Nu, vreau o cafea tare. Tare, vă fac o cafea bună. Ascultă, cine mai e și cogeac ăsta? Că nu mai mă gândesc la cineva și apare. Liță dobră, veșnic, tânără, ce bine îmi pare că te-am găsit acasă. Dar unde să fiu, dragă, hai înăuntru. Unde să fiu că mă dor șalele? Reumatism poliarticular. Uite, vezi, când ai picat. Mai șezi. Să-ți aduc o cafea. Ori vrei să-mi buși ceva? Nu, o cafea bună. Și să-mi povestești tot. Tot, tot. Doamne, câți ani ar fi de când ai plecat? La 4 luni după ce-o murit biatănuța, fie țărâna ușoară. Ți se răcește cafeaua. Am dormit? Ce socotel făceai? Cât am dormit? Că e 7 dimineața și nu te-ai culcat. Ai bea cafeaua, uite, și un par cu apă rece de la puț. Liță dobră, mai e camera aia mea câteva zile măcar. E închiriată, dragă Petrică. Am o fată în gazdă. Fată bună, mă ajută, cu minte, nu vine cu hândrălăi, plătește bine. Îmi pare rău, dacă îmi scriai. Dar o zi, două dorm eu cu Viorica. Lasă, Liță. Așa o cheamă. Mă descurc eu. Să rămână. Vrei să pleci? Bea cafeaua. Nu mi-ai povestit nimic din America. Sărumâna e bună de tot ca altă dată. Și bietul bărbat meu vrea să se ducă când era copil. N-a mai apucat. A început războiul, primul. Mai trec eu pe aici. Liță dobră, n-ai putea să mă împrumuți? Ce? Adică lasă. Ce, dragule? Lasă, nimic. Când mai vii pe aici? Vine. Liță dobră, de Ana ce mai știi? O, săraca, nu a avut norocul deșteptul ăla de bărbat al ei, că i-am spus eu. E la spital la Fundeni. Stai să-ți dau telefonul. Ce-o mai tras, săraca, la divorț. Tribunale, avocați scumpi, martori mincinoși, scorneli, o grămadă de bani prăpădiți de pomeană. Formidabil, mă, formidabil! 15 ani de când nu ne-am văzut de la terminarea liceului. Au trecut 15 ani! Sărbătorim evenimentul chiar acum, sper că vii, nu? Sigur. Ce mai faci, băiatule? Formidabil, arăți neschimbat. Mulțumesc. Dar uite-te la mine. Și tu arăți bine, Titi, parcă Titi zicea, nu? Hai, spune-mi ce-am auzit despre tine, povestește-mi. Muntene, mă, tu erai un băiat cam taciturn, noi te credeam un prostănac. Mă rog, acum, scuză-mă, te-au trecut 15 ani, putem fi și noi mai sinceri, am crescut și noi. Te rog foarte mult, iartă-mă, știi, nu mai știu absolut nimic despre tine. Ce ai făcut, mă, ce facultate ai făcut? Comerț exterior. Bravo, mă, toți v-ați aranjat. Giovanni, 2 whisky-uri și 2 cafele. Mă, numai eu țăran am fost, țăran am rămas. Din pământ suntem, la pământ trăjem, vorba poetului. Mă, îți director la un IAS la Zalău, 4.000 de hectare. Zootehnie? Ce, uite, ce, mortalitate mare, mă, ce-mi trebuie? Justificări județană, minister, mă rog, la mine cât cu ochii vezi, albastre li vezi. S-a lipit un poet de noi, el a scris asta. Dai azi tu, mă, însurat? Nu. Puuu, eu am 2 copii să-mi trăiască. Dar
tu? Pe unde ești, mă? Spune, cu ce ocazie ești la București? Ai mai văzut pe cineva dintre ai noștri? Păi de câte ori vin pe aici tot cu graba. Așa, știi, ședințe. Eu sunt plecat de 4 ani în țară. Legal? Ai emigrat? Sunt la o agenție comercială în Brazilia. Formidabil. Ai noroc. Formidabil. Dar cum de-ai reușit? Ce dosar ai avut? Nu mi-amintesc. Acum sunt în concediu. Da? Ai noroc. Pense Pean, Pense Kocher. Agri Verben. Nu, vază pe lume. Ana, la telefon. Cineva pe Tremunteanu. Petre Munteanu este... Menținem cateterele pe vena cavă superioară. Am administrat inderal, dar se menține. Pulsul rapid, 140 de minute, slab. Poate că acum o să ai mai mult noroc. EKG în derivația a doua indică aritmie extrasistolică. Bine să nu mai vorbim. Uite masa aceea din colț de la balustradă. Ca să ne vadă lume. Ca să cităm din trecut. Un trecut nu prea îndepărtat. Sunt o viață. Te rog, numai să nu devii prea gravă. Te-ai schimbat. Cel mai mult. Mi s-a întâmplat să mă gândesc la tine. Numai să nu devii prea patetic. Întotdeauna regretând că nu ești cu mine. Vă rog, o oranjadă. O bere. Tu ce faci acum? Sunt în concediu.
M-aș duce pe casă să-l văd pe tata, să mă odihnesc. La voi în munț? Ia-mă și pe mine. Mai am și o rămășită de concediu, mă iei? Am o mașină și m-am gândit că să respir puțin aer curat. Incredibil. E adevărat? Să fim puțin iar împreună. Am și un câine, mă iei? Venit. Să bem o cafea. Uite aici în magazin să cumpăr ceva pentru ai tăi. Stai aici cu minte că vin repede. Am luat-o destule cadouri pentru ei. Ceva pentru taică, tu și-am înțeles că sunt și copii. Cum vrei? Petre, nu ne-am văzut de 15 ani și acum ne întâlnim de două ori. Vii la întâlnire. Când e? Pe 21. Mai e până atunci. Da? Nu mă prezinți doamnei? Ana Irimescu. Titi Blezu, inginer. Ce coincidență. Zilele astea să fie întâlnirea de 15 ani cu foștii colegi de liceu. Mă năpădesc nostalgiile. Realizez? 15 ani. O întreagă contabilitate. E puțin trist, dar așa e. Suntem compuși din cifre, așa cum apa e compus H2O. În străinătate ți se întâmplă să fie teribil de singur, deseori. Și atunci te gândești. La mine, mi-ai mai spus. Da. Da, da, și la mine. Mă întrebam ce sunt eu. Mi-am propus să aflu asta. Și ai reușit? Mi-e teamă că nu. La început ți se pare totul foarte simplu. Te crezi deștept? Ești convins că nici o idee nu-ți poate rezista? E bine, n-am aflat mai nimic despre mine. Cât rămâi misterios, ești interesant. Viața e interesantă pentru că e un biet mister. Și pentru un medic? Nu simplifica. Ai văzut vreodată un om cu inima deschisă pe masa de operații? Eu văd în fiecare zi. Atunci simți că viața nu e decât o simplă pâlpâire necunoscută. Și toți tremurăm să nu pierdem acea pâlpâire. E, și ce dacă o pierdem? Ai devenit un dur în America. Așa e. Omul mai și moare. Șansa e că nu ne permitem luxul să ne gândim la dispariție. La propria dispariție. Decât atunci când doamna neagră ne dă târcoale pe aproape. Să nu-mi spui că ne jucăm cu coasa doamnei. Nu. Mai rău. Ne jucăm cu viața. Mie nu mi-e frică. Cu a noastră, cu a altora. M-am gândit. Nu-mi este. Da. De moarte vorbesc. În sine nu e cine știe ce. Suferința, în schimb. Așteptarea în suferință. La suferință te-ai gândit acolo, la Rio? Fizică sau... Și una și alta. Care e mai rea? Care e preferabilă? Tu ai suferit? Bolnavă n-am fost niciodată. În ce te-ai specializat? Anestezie reanimare. Chirurgie cardiovasculară, dacă asta îți spune ceva. Sunt numai anestezist, așa că în operație mi se întâmplă să și gândesc. Parcă soțul tău era chirurg. Fostul meu soț este chirurg. Când eram copii, în râul ăsta prindeam păstrele. Se mai găsea ceva trotir rămas din timpul războiului. Meștream o cutie explozibilă și, pah, acum nu prea mai sunt. Dacă i-ați distrus voi? S-a construit un baraj pentru apă industrială mai sus. În timpul construcției râul s-a poluat. Și nu se poate repopula?
cu păstrăvior puișor. Cine își pune minte? Aici, la capătul pământului. E chiar capătul pământului. Hai să vezi. Hai să ne oprim puțin. Mai alergă și câinele, ne mai răcorim și noi. Se poate face baie aici? De ce nu? Improvizăm o bolboacă. Oh, e rece ca gheața. Ce e o bolboacă? Un joc de copii. Ca apa să fie mai mare. Domnule, ce frumos. Te rogi? Petre, de ce n-am rămas noi doi împreună? Poate eram prea tinere, Ana. Prea copii, fără judecată, poate. Dar ne iubeam, nu-i așa? Eu te iubesc și acum. Până la tine nu iubisem pe nimeni. Nici eu nu iubisem cu adevărat pe nimeni. Și atunci de ce? De ce? Dar oile unde sunt? Mai sus. La vremea asta mai sus. Și mai sus? Mult mai sus. Unde iarba e de mătase. Și laptele dulce ca miere. Și oamenii? Unde sunt? Pe la treburile lor, pe semne. Cum, nimeni pe stradă? Vede? Aici nu-i Rio de Janeiro. Asta e casa părintească. Pe vremea copilăriei mele, mai toate casele erau așa, zugrăvite în albastru, ca o obsesie. Uite. Ce faci, Petre? Ai venit la noi? Bună ziua! Bună ziua, Liță Mărie, sănătoasă! Galbenă de grasă. Bate că moșii acasă. A ce bubui? Nu vezi clopoțelul? Na, intră în luntru. Eu știu cine ești. Te-am văzut în fotografii. Ești pătru. Nu hai, domnșoară. Cică, dar cui câinele ăsta? Al meu. Să rămână, tate. Bine, bine, Petre. Dar, domnișoară, cine? O prietenă de-a mea, Ana Irimescu, e doctoriță. Pare bine. Nu, intrați în lăuntru. Mutăr, adă ce trebuie la masă. Da, a cui? Al meu vă supără? Du-te afară. Domnișoare, dragă, noi... Vă rog, nu-mi spuneți domnișoară. Da, cum? Ana, Ana mă cheamă. Aniță, dragă, noi... Da, poftiți, poftiți, luați loc. Mutăr, adă mai întâi pahar. Aniță, dragă, câinii sunt animale binecuvântate. Noi am trăit la oaltă cu câinii. Fără câini suntem ca fără mâini. Ia, ședeți, ședeți, vă dau câte un pahar de rachiu din plunile noastre. Mutăr! Nu cheamă Mutăr, dar are un nume, nu-i pot spune. Mutăr, cum e numele ăla al tău? Ghezine, dacă Săsoaică. Și mama Săsoaică.
Iauzi, dar de unde e? N-o cunosc. Din Brașov. Din Brașov? Dar păi eu am fost la Brașov. Noroc. Noroc. La mulți ani. N-ai venit când a murit mama ta. N-ai venit. Dar tată, ți-am scris. Tată, când am primit telegrama, era prea târziu. N-aveam cum să ajung. Trebuia să vii. Dar pe ce, Ioane, ce-i? Eu am o zamă de berbecuț, dar e făcută ca pe la noi. Nu știu dacă va place. A, de aici, nu mai tot întreba. Am adus-o să aibă grijă de casă. Nu-i slujnică. O plătesc, dar nu-i slujnică. O rămas și ea singură. Oh! Oh, că viu, oh! Dar păi nu mai bate atâta! Ce-o tot încui? Las-o dracu-i ghescuiat, auzi? Dar n-au, că surdă! Strângă mai tare! Ăsta e Ion. Ce-ai, bă, cățar? Al alt picior. Aaa! Bine ai vin, frate meu. Dumnezeu, e doctoriță. Ana Irimescu. No, tată, fă bine, dă-mi o țiră de rachie, că s-o stenit rău. Am fost pe Oncești. Nu știu ce fras a făcut prostul ăla de văsălie cu un berbecșorul chiciorul. L-ai tăiet? Dar cum să-l tai trăznilar? E Johnny, berbecul adus din Australia. L-am pus în gips. Cu veterinarul? A, pe dracu, să-l chiar cine, că nu l-am găsit. Dar pe ce faceți? Nu-mi bucați, nu mă aveți? Poftiți, poftiți de luat, că sunteți de pe drum. Mulțumesc. Și aveți multe oi? Avem vreo câteva. De ce să n-avem? Asta a făcut-o moșul meu. Acum 125 de ani. Uite-l pe moșul. A trăit 86 de ani. Aici, când eram noi mici. Aici e tata cu Juni, prin 912. Stană! Bine ai venit, Petre. Asta-i soră mea, Stana. Mă, tu ești la Orient. Ce-ai cu ăsta tu? Chivata l-o lăsă la noi, că s-o dus la Sibiu. Ăsta-i nepotul meu. Băiatul mare s-o însurat, uite, l-o mușca ceva de... Eu am 5 copii, Duduiță, dragă. Nu-i zice Duduiță, mă. Ăsta-i primul strănepot. Primărul, bă. Eu sunt bucuros că am apucat să-mi văd. De acum... Hai, mâncă, mâncă. Bună ziua, Liță Paraschiva. Ce faceți? Povestiți? Povestiți? Bună ziua. Petre, Vicky. Tu ești Petre. Ce mai faci? Bine, mulțumesc. Maritate? Sigur că da. Ai copii? Da, cum să nu? Ia, Ana. Vicky Manițiu, mă bucur. Pare bine. Unde mergi așa gătită? Mă duc la Sibiu. O să trecem pe la voi, da? Bine, vă aștept. La revedere. O colegă de la școala primară. Lucrați, lucrați? Ai o țără. Bună ziua, ai o țără. Au ieșit să vadă americanul. Cum de-au aflat? Unii din satele din Vale au emigrat în America, înainte de primul război mondial. Și acum sunt curioase. Bună ziua, Liță Marie, ce faci? Bună ziua, bună ziua, dragă. Lucrăm că vine iarna. Dar bărbații unde sunt? La stână cu oile, din primăvară până toamnă. Și femeile nu le duc dorul? Asta e legea locului. Și copiii când îi fac? Copiii? Iarnă. Bună ziua! Bună ziua! A suit până aici? A suit până aici, mai învățăm și vă aici. Dar de ce bade? Ești încă tânăr. Că suntem prea bătrâni. Da, suntem de 86 de ani. Tu ești Petre al lui Munteanu? Eu, Badaroane. Ce mai zici? Te-ai făcut o mare. Dar de ce, domn? Păi, că așa a spus tatăl, că te-ai făcut domn în America de Sud. Asta e meseria ta. Tot glumesc, Badaroane. Dar te-ai însurat, că n-am auzit. Te-ai însurat? Păi nu, încă nu. Păi, mă duce la mumă ta?
Păi duceți-vă, dragilor, duceți-vă. Iată, mamă, 64 de ani. Ce-a avut? Nici nu știu prea bine. S-a stins în 3 zile ca o pasăre. Fii țărâna ușoară. Ceilalți cine sunt? Bunici, amândoi. Dincolo, doi frați. Au murit de mici. Noi am fost 7. Și mama. Ion cine e? Tată. Au obiceiul să-și înscrie numele pe mormânt. Înainte de... Vine și-și vede numele scris pe mormânt. Da. E un fel de atitudine. Moartea li se pare în firea lucrurilor. O gândesc senin și o pregătesc. De parcă ar pleca la un drum. Uite, Alune! Unde duc drumurile astea? Nicăieri. Cum nicăieri? Da. Ajung pe la stâne, se pierd în munte, aici e capătul lumii, ți-am mai spus. A bătut în fundul lumii cineva. E cineva sau poate mi se pare? Pe cine? Arghezii. Eu n-am prea citit poezie. E o lacună în cultura mea, nu știu cât de gravă. Am citit poezia asta din întâmplare când eram mică. O întrebam pe mama, unde e fundul lumii? Mama zicea, nu există. E cum nu există dacă un poet scrie că există? E, poeții au dreptate. Din păcate, de la un moment dat nu mai citim poezie. De la o anumită vârstă, poate. Dominați de știință sau de incapacitatea de a domina știința. Nu mai iubim poezia. Da, copleșiți de probleme. E și un text de muzică ușoară. Acablet de problemă. Noi n-am citit niciodată poezie împreună. Mă tem că nu. Eu, cel puțin, n-aș fi putut avea inițiativa asta. Atât de puține lucruri frumoase am făcut împreună. Păcat și trist. Din cauza ta, sper că recunoști. Cum din cauza mea? Cum îndrăznești să fim? Cum din cauza mea? Nu eu te-am părăsit. Dar m-ai ținut? Nu mă părăseai, dar nici nu mă țineai, cât putea să dureze. Nu l-am mărit ești, când te-ai măritat cu doctorul ăla. Pentru că el m-a cerut în căsătorie, Petre, ceea ce tu n-ai făcut niciodată. Unei femei, când o iubești, vorbește căsătorie. N-ai înțeles asta nici până azi? Te-ai măritat ca să rămâi în București. Când locuiam în Ferentar la Lița Dobra, da, era frumos. Stăteam împreună la nesfârșit. Învățam, te priveam. Erai veșnic tăcut, preocupat. Dar eu consideram asta o superbă tandrețe. Bărbăție, siguranță. După ce m-am mutat... Așa, după ce te-ai mutat? Îmi telefonai, ți-amintești? Când și când. Ți-amintești ce-mi spuneai? Dacă n-ai ceva mai bun de făcut, treci pe la mine. Dacă n-ai ceva mai bun de făcut... Îți lăsăm libertatea să alegi, să decizi. Da. Decideam să vin la tine. Făceam dragoste. Nu pentru că nu aveam ceva mai bun de făcut. Pentru că te iubeam. Mă topeam în brațele tale. Mă sfârșeam. Dar după aceea... Nu după aceea. Atunci. Te iubeam. Erai primul bărbat pe care îl iubeam. Tu erai acela. Și eu te iubeam. Nu cunoscusem o altă femeie pe lume. Dar după aceea... După aceea a început despărțirea. Te simțeam din ce în ce mai departe. Eu mă referam la doctorul care a apărut.
A apărut și doctorul. Dar tu plecasești. Definitiv. Departe și de teamă. Teamă? Care teamă? Spune, cum ai plecat în Brazilia? N-ai fost obligat să te căsătorești? Cu mine ți-era teamă să te căsătorești. Cu mama mea, o germană, și rude în RFG, se tulburau perspectivele. Rog, ne poate, mă. Servus, Ioane. Vă rog, măi, frate meu. Bine ai venit, frate meu. Bine că v-ați mai gândit și voi să veniți pe acasă, mă. Mai ieșiți din București ăla la aer. Să rămână, tată. Bine ai venit sănătos, Bucure. Da, n-ai sunat și tu la telefon să ne pregătim și noi ca oameni? A vrut să vă facem o surpriză, nu, Revi? Da, bineînțeles. Lasă, tată. Chivă, pune tață-vă la masă. Că i-am viselul grasul. Da. Dar feciorul dumneavoastră la micul nu e aici, tată? E dat disfărul din carantină, îl caută la sanepid, la spital cu salvare. Și că a fugit cu niște microbi aduși clandestin din Mato Grosso. Friguri galbene, verzi, de alte culori, țânțarea în oferi. Oprește-te, Bucure! Să nu dai tu pe la noi. O, băiatule, de o săptămână ne frământăm. Ce-i cu tine, mă? Nimic, le fi pe pace. Uite, faceți cunoștință cu Ana Irimescu, prietena mea din studenție. Ei, doctoriță, eu dacă nu mă făceam cioban, doctor mă făceam. Lasă că te-ai făcut filozofie, mai bine așa. Unde luăm masa, asta e problema. A venit primarul. Da, frumos primarul. După tine te așteptă. El e completarea neamului nostru. Îl mai dare ochii tăsate. Servus, mane. Reli. Servus, șogore. Na, faceți cunoștință. E secretarul comitetului de partid și primarele. Ana Irimescu. Manițiu. Bărbatul soră Mistana. A fost la noi, dar eu nu eram acasă. Bine, bine. Hai, gata, gata, pupatul, haideți la masă. Lasă, că nu ai foame. Pa, pa. A, șefătuță, dă-le încoace. Acum vreo 15-20 de ani, eram gata să lăsăm tot. Să ne luăm valea. Nu mai aveam oi, umblam după alt rost, ziceam că moare satul. Na, până una altă, hai să mai bem câte un păhăruț. N-a viață bună. Mă rog. Unii mai slab de suflet au și plecat. Uită-te la el. Eu? Da, tu și Bucur ați plecat, v-ați dus la școli. Și ce dacă? V-ați contrazis destinul, bă. Așa, așa cum zic. Noroc, adică ce noroc, era o necesitate istorică. Cineva deștept s-o gândi și-o zis. Noi fără nevinovatere, dar istoricele mioare, nu putem trăi. Așa că ne-am prăsituele la loc, și ne-am așezat iar pentru 1000 de ani pe lângă turme. Cum pe 1000 de ani? Suntem aici în inima muntelui de când lume. Mai stăm 1000 de ani. Așa m-am socotit eu. N-o să ne clintească nimeni. Și cum trăiți pe lângă mioare? Bine. Da, se câștigă bine cu mioarele? De ce să mâniem pe... Nu știi mare lucru cum trăiau moșii noștri, în câte năcazuri. Dar stau și mă gândesc câteodată. Frumos trebuie să fi fost. Păi da, nu ca acum încălzire centrală, parchet, baie. Păi da, vin tot felul de domni de la oraș ca tine și ne scot ochii că avem și noi baie. Sunt indignați că avem WC-ul, că nu mai merg la căcăstoare în grădină, de parcă ar fi pierdut ei un privilegiu. Mie mi-ar fi plăcut să trăiesc acum vreo 1000 de ani. Vânătoare, nunți, botezuri, chiolhanuri. Am adus filciurile. Ia faceți liniște să auzim. Închide radio. Că ne-am adunat așa, liniște copii acolo. Că ne-am adunat așa de frumos toată familia, lucru destul de rar. Vreau să țin un toast. Ce ne ții tu, Bucure? Da, hai, dai drumul să ne de vorbă. Nu, nu, pentru că eu sunt cel mai mare, dar... Nu cumva să zici că ești cel mai deștept? Nu, nu, am vrut să spun că sunt cel mai vorbăreț, Noreli. Așa mai mare. Am ajuns la... Unde ai ajuns? Spune-ne tu, Bucure, unde ai ajuns? Măi, Ioane, suntem într-un moment sărbătoresc. A, te-ai ajuns? Director la mașini de aluat.
Ei, da, sunt ce spui tu. Te remulțumești? Sunt director general, tu ce ești? Soldat. Cioban soldat. Tu ești general la marmeladă. Iar ăsta, negustor. Să vândă oile tare la export. Mai bine le vindea oltenii și ele creștea. Nu puteam studia cu toții păstoritul. Câți ciobani sunt necesari pe lume? Puțini. Dacă se poate, niciun. Sunt necesari cât mai mulți directori și cât mai mulți geambași. Lasă-l, lasă-l, Ioane. Noi nu obișnuim toasturi. Cum ziceam, am ajuns... Dacă nu mai știu ce am vrut să zic, am ajuns. Da, n-are importanță. E vară, nu e nicio sărbătoare, dar noi suntem o familie unită, ne gândim unii la alții, ne iubim și... Să veniți pe la mine, pe la stână, mâine, poi, mâine, când vreți, vă fac un bal moș. Ah, venim și noi. Aveți mai puțină răbdare. Mai întâi și mai întâi să bem un pahar în sănătatea tatei, să ne trăiască la mulți ani, pentru că noi îl respectăm și îl iubim. Mulți ani înainte. Apoi, banu, e cam destul. Plângem și azi că mama nu e printre noi. Mama fi iertată, i-ar fi crescut inima să ne vadă așa adunați. Dar pe ce, Ioane, ce-i? Lasă, mută, du-te, du-te. Vreau să vă împărtășesc o mare dorință de-a mea, Noreli. Ca familia noastră să fie și mai unită și mai frumoasă, să-l vedem și pe ăsta, el mai mic, să-l vedem la casa lui, însurat, cu copii, nu reli? La mulți ani, copii! Să vedem și pe sorița măritată, că e și vremea ei. Lasă că-i găsesc eu bărbat. Lasă, soriță, că-ți găsesc un cioban așa ca mine și-ți fac și zestre dacă pretinde. Soriță, Sorița e profesoară de matematică și nu știm de ce nu se mărită. Care convine, că are aia, că n-are aia. Unul pute, altul e parfumat. Și pentru că aici ne tragem cu inima, să bem și pentru oile noastre, fie binecuvântate. Ba tu să bea pentru mașinile tale de marmeladă, nu pentru oile mele. Dar dacă proiectăm noi o mașină de tuns lână, bei? Eu beau oricum, numai că mașina n-apuc eu să mai văd la stână. Eu mă duc să mă pui jos, în grădină. Chivă, dă un sol. Na, hai să mai bei câte un păhăruț. Mers. Să veniți la mine, la stână, să vii cu Petre. Facem cu sar la foc. Mergem și noi? Păi nu vezi că nu ne-ai invitat? Acum e mai în regulă. Avem realizări. Dăm la contractor carne, lână și brânză, numai la export. Mai sunt multe de făcut, suntem conștienți. Sunteți pe dracu. Și mai ales alea multe de făcut, nu le mai faceți voi până-i hău. De ce, mă, Ioane, de ce? Pentru că nu știți să vă alegeți oamenii. Nu puneți omul la cum e să cuvine, voi aveți alte criterii. E supărat că n-a fost ales el viceprimar. E supărat, dar supărat numai pentru mine? Bacă pentru mine. Ai vrea să fii viceprimar pentru mine. Pentru tine, nu, mane. Joacă-mă. Nu zic că nu mi-ar face plăcere și așa numai de onoare, dar aș ști să fac treabă bună, mane, pentru adunătura să ce cioban proști. De ce știi tu și alții nu știu? Pentru că eu sunt îl mai deștept. Sunt îl mai deștept și tu știi asta. Îți dai seama? Îmi dau seama ori nu-mi dau seama, dar tu pe lanț îi socotești proști. Noi socotezic și eu așa, dar sunt proști dacă nu mă văd pe mine. Unii te și văd. Dar eu sunt din aia proști care nu te văd. O spun să audă și cu datul pe tine. M-ar fi votat oamenii? De ce n-a spus doi pe listă? Poate că te-ar fi votat, poate că nu. Dar de fapt, de ce nu-l crezi potrivit, mane? Pentru că el se închipuie cu interesele lui personale deasupra proștilor, cum le zice, și deasupra partidului. Nu-i adevărat, deloc. Recunosc, nu merge deja interesele în nicio situație, dar aș trage și pe ăilalți după mine. Ce face familia? Pune țara la care? Fetelor, care faceți o cafea? Eu fac. Mai vrea careva? Eu. Eu!
Despre ce vorbeați? Uite, ce-o fi cu tata? Ce? E bun. Nu știu ce-i cu tata. Trusa din portbagaj. Ce-ai observat? Așa nu știu cum respiră. Ce e cu voi? Nu ți-e bine, tata? Zici să nu-mi fie. Da-ți-mi care vă o țigară. Mă lăsați să vă iau tensiune. Iau, dragă, iau. Despre ce vorbeam? Eu, Ioane, nu mă refer la studii că alea nu-ți folosesc. Recunosc, ești băiat deștept, numai că dai semne de îmburghezire. Eu, toți șmecherii, toți intelectualii dau până la urmă în boala burghezirii. Păi da, ne îmburghezim ceas de ceas și în proporție de masă. Mă, tu ai rămas acum 30 de ani. Lasă că ne îmburghezim și acum. Mă, ție ți s-o lipit de creier învățătura lui tătu cu Stalin și-o rămas acolo că aveai creierul proaspăt. Neînțelegeri în familie nu e bine. Eu săran, mane, cioban, mă. Chiar dacă am făcut o facultate, sunt ca tine, cioban. Numai că eu zic că s-o țâr mai luminat. Ce are a face burghezia? Când mi-am ridicat o casă? Nu, să-și facă fiecare casă nouă, cât mai frumoasă. Are a face cum gândești, cum înțelegi viața. Dar nu mi-ai spus niciodată în ședință de partid că nu gândești bine. Ți-o spun acum, nu gândești bine. Oane, comuna noastră dă la ora asta mii de oi la export pe care cumpărăm petrol. Cui se datorește asta? Cui? Mă, în timpul războiului, tata și cu tata te-au salvat oile de la pieire. Le-au ascuns în munți, că nemții nu le-au găsit ca să le mânce. Și nici... Și când s-a pus problema greșit, cu colectivizarea și cu cotele, cine a salvat oile? Cine? Le-ai salvat tu? Am adus cafeaua. Sărut ochii, Chivu. Le-ai salvat tu? Că erai și atunci în comitete. Așa era linia atunci. Noi, tata și cu mine, am riscat viața să nu pierdem oile. Eu aveam 20 de ani atunci. Nu-ți aduci aminte, ori nu-ți convine. Îmi convine, ori nu-mi convine, așa era linia atunci. Acum știm că era greșită. Atunci nu știam. Dar eu ce-am făcut? Tu ce-ai făcut? Am închis ochii să nu văd ce faceți. Păi asta mai lipsa, să te duci la securitate. Nu m-am dus, deși... Mi-am riscat și o viață. Asta e drept. Constat că există neînțelegeri în familie. Nu e bine. De fapt, nu e. Nu e bine. Apropo de familie, tu, Petrică, de ce mai ocoli la București? Chiar nu știi? Nu. M-am gândit că nu e cazul să fac anticameră la frate meu după 4 ani. Păi fi fost ocupat. Nu erai. Nu există, eu sunt disciplinat. Iluzie. Disciplina presupune sentimentul eficienței. Și când ești eficient, nu plimbi lumea cu protocolul și cu alte mijloace de transport. Ceea ce înseamnă exercițiul gratuit al puterii. Dacă alte cuvinte, crezi în putere, dar nu în cea gratuită. Da, există? Există putere gratuită? Există. Și se mai cheamă dominare. Dominarea omului de către om. Apucătura umană cea mai detestabilă după fanatism. Da, păi, Bucure, ai făcut o prostie. Nu, tată, vorbim și noi. Cum stai cu tensiunea? Tată, vrei o cafea? Ba, Petre. Petre, dă-mi o țigară de aia data. Mane, eu nu m-aș amesteca în treburile tale la partid, deși experiența mea de conducere, dar să știi că Ion are dreptate. Dacă l-ai avea pe el vice, propria ta situație s-ar ameliora. Chiar? De ce să nu-l pui, Mane? Tată, nu eu-l pui. Eu pot să-l pui. Cine-s eu? Nu-i problema dacă poate ori nu poate el personal. El propune la județ. Asta e altceva dacă n-ai puterea să-l pui. Eu mă duc la județ și îmi propun neamurile. Lasă că mai fac și alții. Dar nu stă în firea mea. Și uite așa, un om cu cap nu mai are cap numai pentru că-i neam cu tine. Ori altul e genial pentru că-i neam cu cineva, ori dacă nu-i neam cu nimeni, nu-i bun de nimic și așa mai departe. Ce are a face nemșugu? Ne discriminăm și după criterii de nemșug. Nu mișcați? Uite-o! Așteptați un minut. Bravo, facem mașina. Mergem încet. Nu spunea Ioan că drumul e bun? Ioan, ca să ne vadă la stână ar fi spus orice. Îmi place Ioan, știe ce vrea.
Măi, ficior, știi stâna lui Ion al Munteanu? Știu. Departe? Ba, peste dâna aia. Care, mă? Aia de acolo. Unde te duci? Acasă, în sat. Pe jos? Da, pe ce? Cât faci până în sat? La vale vreo 4 ceasuri. Și nu e greu? De ce să fie? Cum e drumul mai departe? Cum să fie? E bun de mașină? Putem merge? Alții cum merg? Al cui ești? Al lui Prică Băs de Hier. Mai vrei? Îl apucă noapte. Pe cine îl apucă noapte? Pe copii. Pe copilul pe care l-am întâlnit. Poftim, ce te obsedează pe tine? Nu e chiar obsesie, mă gândeam la el. Ion tot așa umbla? Și eu am bătut munții cu piciorul. Și bucur, nu numai Ion. Văd că te gândești și la Ion. Ei, Ion chiar mă obsedează. Nu te obsedează că ne apucă noaptea dacă ne rătăcim prin coclaurile astea? Nu, absolut deloc. Atunci hai să mergem. Eu spun că prăpastia e fără fund. Tu ce spui? La fel, prăpastia e fără fund. Nu, nu la fel, tu spui contrariu. Pe ce pariem? Te pariu urna de noapte. Tu glumești și purceaua... și purceaua a terminat în copac. Câștiga pariul. Să văd ce pot face. Am găsit-o! Ai câștigat pariul? Ai petice calde? Dacă facem un mic efort, în orice necaz găsim și o mică bucurie. Mie îmi spui. Și la urma urmei, niciun necaz. Mie îmi place aici. E senin, e cald. Deocamdată. Nu ți-e foame? Îngrozitor de foame. Asta e prima bucurie. Numai la Balmoș mă gândesc. Somnul ție? Absolut deloc. De altfel am și un sac de dormit. Tot e bine. Am și o portocală. Unde e? În torpedo. O fi ajuns acasă? Cine? Copilul. A ajuns. A mâncat ciocolata și a ajuns. E putredă. Am și puțină cafea în termos. Cafeaua o să o lăsăm pe dimineață. Mai e și mâine zi. Dacă ne-am fi rătăcit în Sahara acum 7 ani când ne iubeam, am fi fost fericiți. Crezi că n-ai să poți să mă mai iubești niciodată? Puțin. La început puțin. La care început? Ăsta. Poate fi iar un început. Ar putea fi. Mi-e frig. În Sahara e frig nopțile. Vrei să aduc sacul de dormit? Unde? În portbagaj. Care o fi Alcor? Alcor? De ce tocmai Alcor? E o stea de care m-am îndrăgostit la teatru. Ce mult ai schimbat. M-am schimbat? Da. Nu erai atât de, cum să spun eu, atât de metaforică pe vremea noastră. Nu? Nu eram? Cred că n-ai observat. Pe vremea noastră. Îl vrei? Nu, nu acum. Pune, te rog, radio pe 2.
Mult se mai agită lumea. Și aici atâta liniște. Are dreptate, Ion. Pe vremea aceea cerul și păstorii. Bieții păstori. N-au prea avut ei liniște. Lasă acolo. Când m-am îndrăgostit de Alcor, se cânta Eine kleine Nachtmusik. Și asta ce e? Nu știu, dar e frumos. Și Alcor, cine e? Nu mai are nicio importanță. Aș bea un pic de cafea. Nu vrei să o lăsăm pe dimineață? Ce mă interesează pe mine dimineață? Am văzut odată o reclamă. Niște excursioniști la munte pierd iarna zăpadă un termos. Previn vara. Desfac capacul, ieșeau aburi. Nu e cazul nostru. S-a acrit. Mi s-a făcut brusc somn. Te culci în mașină sau afară? Afară, bineînțeles. Nu vii și tu? Încăpem? Încearcă. Îmi dai voie? Ioane, n-ai niște cafea? Ba, cum să n-am? Dar ce, nu-ți place mămăliga cu lapte? E un deliciu, dar obișnuința. Bine, togere, pune de cafea. Lasă că pun eu de cafea. Hai, faceți cunoștință. Ea e Marieta. Mare iubitoare de natură. Îmi pare bine. Câteodată pe la noi. Marieta, după cât fum înghit merită, nu? Eu sunt cântăreață prin restaurantele de provincie. Dizeză, cum se spune. V-am auzit cu aventura de aseară. Cred că ați înghețat, nu? Imediat e gata cafea. No, fain. Eu mă duc o țără pe la oi. Voi preumblați-vă. Sunt locuri minunate pe aici. Vă arată Marieta. Togere, vezi de o tocană bună. Eu vă arăt. Însă presupun că vreți să vă plimbați și singur, nu? Acolo, peste munte, e Oltenia, la Novaci. Oltenia? Da, Oltenia. Parcă spuneai că e capătul pământului. Parcă te pretindeai o metaforică din naștere. Poate că nu sunt. Spune-mi, ce înțelege el prin 1000 de ani? Ion? Ne-am așezat aici pe 1000 de ani, zicea. Ion face parte din acea categorie de țărani care se hrănesc cu sentimentul veșniciei. Fac copii, construiesc casele cu același sentiment. Pentru totdeauna, cumva, ei s-ar putea să existe în eternitate, spre deosebire de... De cine? De cei care pleacă. Ca mine, de exemplu, care m-am rupt. M-am desrădăcinat, cum se spune. Nu poți să te întorci? N-ai putea? De la Rio nu te mai întorci la oi. Dar aș vrea să înțeleg fenomenul.
Pe păstori? Pe Ion. Umblă după turme de milenii. Drumurile nu le-au fost închise niciodată. Vorba mamii. Nu există fundul lumii. Și totuși au rămas aici. Sunt aici și vor rămâne aici. Printre piscurile astea reci. Reci? Sunt atât de frumoase. Azi, dar când plouă, când ninge, când șuieră vânturile. Ce studii a făcut Ion? Filozofia. Îl vezi? Cânirel a fost la concurs la București. Care? Hai duc. E foarte frumos. Oho, mintea și gata și friptura. La Balmuș nu ne faci, Ioane? Ca desert? Balmuș îl fac eu. Vezi să nu-l confuz cu marmelada. Fratele meu mai deștept. Meseria asta i-am făcut-o înaintea ta. Printre altele ca să te ținem pe tine la facultate. Și pe ăsta micu. Asta-i drept. Când venea la București, că făcea la fără frecvență, aducea și burdufurile cu brânză. Cum mirosea pe vremea aia rele, ai? Brânza asta nu face nimeni. Nici chiar franțuzii cu cele 300 de feluri de brânză ale lor ia gustărele. Iarba la peste 2000 de metri. Toți vă pricepeți, văd. Marieta, adu. Na, frate meu, mută-te o țără mai încolo. Te rog. Vrei să-ți cânt un cântecană? Sigur că vreau. La chitară? Tu-i fi vrând din fluier. Din fluier nu știu. Nici nu se potrivește un cântec cu oi la oi. Hai, cântă-mi, te rog. Da, mai bine lasă. Hai, te rog, și-am să-ți cânt și eu. Bun. Ceva sud-american vrei? Ce vrei tu? Așa, Ioane. De ce să nu cânti tu ceva sud-american? Păi să știi că știu, băi, șmecherie. De fapt, știe. Ciobănaș cu 300 de oi, când vii și treci cu turma pe la noi, de-i vedea pe mândra draga mea. De-i vedea pe mândra draga mea, spune-i că m-am depărtat de ea. Când luna se ascunde după un negru nor, cuprinde mândră al tău dor, jale-mi-e că nu te pot uita. N-am ce-ți face, asta-i soarta ta. Jale-mi-e că nu te pot uita. N-am ce-ți face, asta-i soarta ta. Bravo, ai cântat foarte frumos.
De fapt, mie nu-mi plac cântecele potrivite cu situația. Când situația de așa natură, cântecul să fie altceva. A, nu, eu mă retrag, vă las pe voi. Pe cine? Mă jenesc de dumneavoastră care e profesionistă. A. No, cântați dacă vă face plăcere. Poftim chitara. Te rog, te rog, acompaniază-mă tu. Bine, fredonează-mi puțin melodia. Ți-am dat inima mea. Așa, e? E-ți milă de ea. În noaptea clară mă poartă pasul, pe sub fereastră să-ți cânt al meu dor. Când îți coboară spre mine glasul, în raza lunii mă înfior. Auzi, iubito, privighetoarea, e plină zarea întreagă de ea. În raza lunii tremurătoare, purtat de dor, ușor îți cânt. Ți-am dat inima mea, fie-ți milă de ea. Din zbor mi-ai rănit-o ușor. N-am venit să mă iert, căci nu mă poți ierta. Nici nu vreau să mă cer, căci n-a fost vina mea. Ți-am dat inima mea și în ea mi-am pus dorul. Nu călca cu dispreț peste ea, căci e pune de balmoș. După aia mai cânta. Da. N-a bucurie, ce ții? Tagere! Dă la mână! Ce s-a întâmplat? Ceva lup. Vin și lup? Vin. Mie îmi plac. Sunt animale inteligente. Aduc pagube mari? Nu, cine știe ce. Ne mai împăcăm și noi cu ei. Le plătim impozitul. N-avem ce face, impozitul pe natură. Pentru oameni nu-s periculoși? Uneori da. Se mai întâmplă. Aici mi-am consumat 8 ani din viață. Ce ucimitir al tinereții mele. Ei, nici chiar așa. Chit că pe atunci mi se părea un fel de uriaș care mă înghițea în fiecare dimineață. Aștept aici? Durează mult ceremonia? N-am idee, nu prea mult. Dar dacă n-ai ceva mai bun de făcut, poți să te plimbi. Întâlnim la hotel. Pa! Prezent, medic, la șinca veche, căsătorit, 2 copii. Bravo! Panea mei Corneliu,
Prezent. Medic, lector universitar la Cluj, căsătorit, un băiat și o fetiță. Să fie sănătoasă. Mulțumesc. Giblea Adrian. E absent? Ce-i cu el? Nu știm nimic despre el. Hașigan Teodosie. Lipsește, dar e chimist la Victoria. Putea să vină și el, că nu-i peste lume. Iancu Avram. Prezent. Inginer mecanic la Baia Sprie. Căsătorit. Trei copii. N-ai mai făcut nicio revoluție? Nu, numai ceva inovații. Bine și așa. Maier Octavian. Decedat. Știți? În accidentul acela de avion. Era actor. La Oradea. Are o fetiță. Ce faci, Ana? Dar ce-i cu tine? Nu ești prea veselă. Nu știu ce am. Mă plimb de un ceas printre zidurile astea. Și brusc m-am întristat. M-a apucat urâtul. Fără motiv? Nu se poate. Fără motiv. Nu există. În situații de astea caut motivul ascuns și supărarea trece. Faci psihanaliză, Ioane? Nu, așa ceva nu fac. N-ar avea niciun rost. Eu am altă metodă. E 12. Hai să bem ceva înainte de masă. Mulțumesc, nu pot să beau nimic. Ceva ce va duce? Un martini, un campari? Mergem la Dumbravă. E un han vechi cu terasă. La ora asta nu e mai nimeni. Nu, Ioane, mulțumesc. Mă întâlnesc cu Petre. Lasă-l încolo. La ora asta e ocupat cu colegii. Mergem la Ocna. E un restaurant frumos pe mălul lacului. Ești dragul, dar nu merg. E o frumusețe, restaurantul, lacul, natura. Sunt prost, Ioane, că insiști. Bine, Ana. Îmi pare rău. Scuză-mă. Nu e nevoie de scuze, Ioane. Pur și simplu nu am dispoziție. Poate când ești singur, vrei să fii singur. Înțeleg. Voiam... Da, atunci cu bine. Cine știe dacă ne mai vedem vreodată? De ce să nu ne mai vedem? Tu crezi că Petre te ia de nevastă? Nu te ia. E un egoist îngrozit să nu-și piardă libertatea. Ceea ce crede el că e libertate. Dar nu e vorba de... Iartă-mă. Dați-mi și mie, vă rog, cheia. Aveți un mesaj. Fiți amabile, puteți să-mi dați și mie un număr la Brașov? Da, ce număr doriți? 23654. Așteptați la aparat. Da, mulțumesc.
Alo, tată? Ce bine îmi pare că te-am găsit. Ce faci, draga, tati? Unde ești? Tocmai ieșeam. Tocmai ieșai? Cum te simți? Bine, draga, tati. E o vreme minunată pe aici. Mă duc la plimbare pe Varte. Eu sunt la Sibiu, tată. Mă bucur. Te mai odihnești și tu după atâta sânge. Sânge până la coate în fiecare zi. Te sărut, tată. Du-te pe Varte. Convorbirea dumneavoastră a durat un minut. Da, mulțumesc. Alo? Da. Fiți amabilă, puteți să-mi dați un număr în RFG? Sigur că da. Durează mult? Dacă e un oraș mare, nu vă fac legătura repede. Da, cred că e un orășel. Amberg. Prefixul 03621 45705. Dacă are prefix, nu durează, așteptați, vă rog. Bine, mulțumesc, aștept. Alo? Da, vă rog. Fiți amabilă, dați-mi și mie restaurantul. Alo, da? Puteți să-mi trimiteți ceva de mâncare în cameră? Da, sigur că da. De ce nu poftiți la restaurant? Mulțumesc, lăsați. Nu e mama. Frida, tu ești? Da. Voi ce faceți? Sunteți bine? Bine. Te rog să-i spui că am căutat-o. O să-i spun. Cius! Un minut, vă rog. Da, mulțumesc. Se întâlnesc în gară la Sibiu. Una zice, da, unde fusășană? Da, pe la Cluj. Că știi că mi-e fătuța studentă la medicină. Și mere bine tu. Apă minunat. Zice, dimineața când se duce la școală, o ia asistentul cu motorul. La mea s-o duce conferențar. Și apă sara, dacă mere în târg, apă o duce profesor și bag seama noaptea, tăti nu o aduce. Nu, nu vezi? Dar pe ta mărie, apă Ania, e te curvă, dar nu-i student în medicină. A venit fotograful! Aici pe scări, aici pe scări! Nu, nu, la butoi, la butoi! Aici, aici, aici.
Dumitru, pe dreapta era învățătorița. Și apă la mijloc era posterița, na. Noi, deci, tocmai acum când se zice... Zi, bă, ce-o zis, Baciu, bă? Apă, ce-o zis, că bine-o fi și așa mai râu. Noroc. Nu, domne, ziua la miaza mare. Adică pe la 6 când se închide banca. Și tu ce căutai acolo? Păi intrasem să schimb niște bani. Se deschide ușa și apare unul cu două pistoale, bine, pură, direct în burtă. La perete! Toată lumea cu fața la perete. Da. Dar de ce tocmai ție? Păi eu eram mai la îndemână. A apărut imediat al doilea cu un sac de voiaj și s-a dus direct la ghișeu. Unul nu știu cum face, dar e întâmplare și atinge cu copul comutatorul, stinge lumina. Ăsta cu pistoale l-a luat din zbor. Pa! Direct în burtă. Da. Și ție ți-a fost frică? Uite, eu fac șacul pe mine. Tu de ce mai avut timp? Au ieșit și s-au cărat cu mașină. Păi cu nașul. Nașul nu te supe. Nu mă mai supăra. De am să vezi? Îmi pare rău. Bine că să nu. Dar cum o zic? Se întâmplă zilnic de asta. Unde? La Rio, mă. Petre lucrează la Rio de Janeiro. Tot mai bine la... Păi zi așa. Dar ascultați alta. Un futbolist de al nostru își număra mărățișul pe stradă. Îl vede unul, scoate puțin. Îi sare în tăi. Ana, stai, să-mi iau haina. Te rog, stai o clipă. Dar ce să încerc scuze? Dar ce am făcut? Cum să-mi... Mă, luptă femeie. E, am lovit-o, dar ce anume? Eu tras o palmă, n-ai văzut ce-i notate? A, mai lasă-mă în pace. Da, sigur, nu stă face. Dar pe tu n-ai văzut ce-o făcut. Da, ce-am mușcat-o? E, da, acolo, o nebună. Ana, sunt eu vinovat de comportamentul lui. Ce-ai cu mine? Ana, vrei să mă iau la bătaie cu el? Asta vrei. Uite acolo hotelul, vreau să merg singură, lasă-mă în pace. Ai, uite-te! Hai, că-i gumea, mă, dă-o gumea! Ce rău? Ce rău? Ce rău? Nu trebuie, lasă-mă! Pune, dragă! Ce dracu are? Andrei! Ovidiu! Ce-o fi avânt? E beac mort, ce să aibă! Ei, nu, îi scade pulsul. Ce are? Nu știu, nu ați cazat, nu-l alarmați. Păi, hai voi, practicieri. Ceva la inimă? Știu eu. N-ar fi simptome. Haide, mă, să te văd, ești doar lector universitar. Dacă ăștia de la țară, care au mai multă experiență, nu știu, la noi, la clinică? Da, ce, în clinică nu intră bețiv? Hai să chemăm salvarea. Da, dar unde un telefon? La grădina zoologică. Dacă s-or fi trezit ăia. Cine, domnul? Fiarele? O fi vreun pasnic pe acolo.
Apoi cine îmi face când o mă ajunge prin spitale? Da-ți-l dracu. Trage în somn și treci. Oare, faceți ceva? Cu mâinile goale? Aruncați-l în lac că se trezește. Pleacă de aici, măgarule, omul moare și tu... Arrivederci, ciao, măgarul se retrage. Dumneata-și medic? Nu, sunt asistentă. Domn doctor are urgență. Și asta ce e? Am venit numai să luăm pacientul. Dânsul este? Da. Ați băut mult? Domnișoară! Adică dânsul a băut excesiv? Mitriază. Ce e mitriază? Ceva nu e în ordine cu pupila. Intoxicație acută cu alcool. Îi administrăm o cofeină două și trece. De fapt, e posibil. Perfect plauzibil. Bine că numai atâta. Dacă tot am venit, l-am putea repezi până acasă. Unde stă? Unde stă? Habar n-am. La Zalău. Nu e din Sibiu. Lăsați-l, ducem la camera de gardă. În câteva ore își revine. Hai, Niculiță, cu targa. Hrănești pești? Le dăm de mâncare ca să-i mâncăm noi pe ei. Și pe noi? Pe noi cine ne mănâncă? Pe noi? Viermi cu care prindem pești. Poftiți. Mulțumesc. Mai doriți ceva? Mulțumesc, nu. Petre, să plec azi. Trec pe la Brașov. Stau o zi două cu tata. Cred că dai prea multă importanță. La ce, Petre? La incidentul acela stupid. Un om ca tine nu știe ce înseamnă să fii jignit? De un bețiv? Bețivii n-au circumstanțe atenuante. Hai să ne lăsăm jigniți de bețivi. A fost un incident banal. De ce să dramatizăm? Adică sensibilitatea noastră, demnitatea noastră, devin banalități la beție. Nu, nu cred că înțelegi. Poate că l-ai încurajat. Sau mă rog, așa înțeles el. În fond, ce ai fi vrut să fac? Ce aș fi putut face? Hai, spune ce. Spune-mi, m-ai iubit vreodată? Dacă mă iubești, dacă mai fi iubit vreodată, ar trebui să înțelegi că pot greși și să fii alături de mine.
Ai vrea să merg cu tine la Brașov? Ce faci, Petre, aici? De ce n-ai mai dat la noi de atâta vreme? Copiii întreabă de tine. Și Reli? De când ești în București? Unde stai? Abia am venit. Spune-le că-mi pare rău. Unde ai fost? M-am plimbat. De unde? Prin Apuseni, prin Bucovina, pe la mănăstiri. Mm-hmm. Cu mașina? Cu fata aceea? Cum o cheamă? Nu. Singur. Ana? Nu o cheamă Ana? Sigur. Ce doriți? Nimic, plec imediat. Adică dă-mi un pepsi rece. Ana, da, n-am cunoscut-o mai de mult, cu ani în urmă. N-ai venit cu ea odată de ziua lui Reli sau de ziua mea acasă la noi? Chiar vorbeam cu Reli, mi-aduc aminte, ziceam ce bine vă potriveați, ce bine ar fi să vă luați. Ce s-a întâmplat cu ea între timp? E prea complicat, Bucure, ce să-ți explic. O poveste veche de 7 ani. 7 ani? Nu v-ați mai văzut de 7 ani? Înțeleg că v-ați iubit, de ce nu v-ați căsătorit? Bucure, noi doi nu ne-am făcut niciodată confidențe. Ce ai vrea să-ți destenuiesc acum pe loc la o bere? Petre, noi doi am învățat cel mai puțin de la tata. Ai grijă, ficior, de mâine nu te mai poți întoarce azi. Mi-e teamă că tu ai vrut să te întorci acum 7 ani. Nu mai e posibil. Atunci n-ai știut să trăiești ce simțeai sau ți-a fost lene sau ți-a fost frică. Și acum stai și regreți la o bere și e prea târziu. Eu am o grămadă de treburi și am plecat. Vino mâine la noi la prânz. Adică nu, nu la prânz. Cine știe când ajung acasă? La cine e mai bine, da? Da. Ah, l-am plătit. Plătești tu. Dacă vii, dai un telefon. Alo, Ana? Sunt eu, Petre. Ți-am dat inima mea. Fie-ți milă de ea, cu o vorbă din zbor, mi-ai rămi-o ușor. N-am venit să mă ierți, căci nu mă pot ierta. Nici nu vreau să mă cert, căci n-a fost vina mea.